ce a constat misiunea? Ce a... Fregata Regele Ferdinand a participat la operația Sea Guardian în Marea Mediterană și la o activitate împreună cu gruparea MCM în Marea Neagră, în Georgia, în Portul Batut. Operația este o continuare a operației Active Endeavor. După summitul de la Varșovia din 2016 s-a luat hotărârea ca operația să continue. Ea nu mai este o operație sub articolul 5, dar este o operație de securitate maritimă în Marea Mediterană. În ce a constat efectiv? Ce ați avut de făcut acum? În monitorizarea traficului maritim, verificarea navelor din zona de acțiune, promovarea imaginii operației în Marea Mediterană și închegarea relațiilor cu comunitatea navală din zona. Câți membri de echipaj, cât a fost de dificilă misiunea asta? Am avut 240 de militari în echipaj, am avut elicopter ambarcat la bord. Misiunea a fost dificilă prin faptul că a trebuit să acordăm foarte mare atenție la situația pe care o susținem în zonă. Prezența NATO în Marea Mediterană se are ca scop asigurarea securității maritime fără a împieta traficul normal comercial. Adică fără a deranja comunitatea navală din zonă și prin cooperare cu dânsii să asigurăm securitatea în acea zonă. Ați fost provenienți de ruși din aer, avioane, ceva? A fost o operațiune în Marea Mediterană, în zona au fost atât nave cât și aeronave ale țărilor din zonă, celor care acționează în zonă, țărilor mediterane, dar nu a fost nicio de supraveghere a activităților noastre de către alte nave. Cum a fost misiunea? Siguranță obositoare, dar asta nu înseamnă că n-a fost plăcută. În ce mulți dintre noi a fost o experiență nouă. Suntem încântați de ea, dar nu am dezvoltat profesional și a fost mai important. Ce a fost cel mai greu? Cel mai greu? Din punct de vedere personal, cu siguranță dorul de casă, dar din punct de vedere profesional, nu cred că a fost nimic care să ne depășească așteptările și nici pregătirea. Am făcut parte dintr-o ocupare NATO, unde cred că am reprezentat România cu succes, în lupta împotriva pirateriei și atacurilor în apremere de teren, Marea Mediterană. Dificil? A fost greu? La 8-a misiune, celor vechi nu s-a fost deloc greu. Am avut ocazia să punem în practică tot pentru ce ne pregătim noi tot anul. Adică? Adică am noua instalație artileristică Anubis, am testat limitele ei. Ce face instalația asta? Împotriva bărcilor care ameniță nava care poate să vină să atace sau să lovească sau am tras, i-am atenționat înaintea lor, în spatele lor, i-am oprit fără să îi atacăm, deci a fost exerciții. Am nimicit ținta, am avut ocazia să vedem ce am putea folosi în luptă, în caz real. Ați câștigat bătălia. Da.